Hai, bă, frate, se pune a feca, bă, prea important YouTuberii ăștia să mor eu. Vezi tu să vorbești cu ei, să alea și nu te ignoră, nu te... Re, bă, aici, bine m-am găsit la un nou episod pe acest canal, băieți, un episod din seria noastră preferată de Xomp. Nici intro nu mai știu să mai fac atât de bine de când am mai filmat, pentru că sunt o putoare ordinară. Sunt pe rpg.bulniuțahut.ro, serverul meu de Xomp, al cărui IP și DNS le găsiți în descriere, asta dacă vreți și voi să intrați. Și tot în descriere găsiți Instagram-ul meu. Dacă sunteți dulci, îmi dați un follow și tot în descriere găsiți un tutorial intitulat Cum să joci Xomp. Asta dacă vrei să te apuci de acest joc mirobolant. Spawn car 541, ne aducem bulletul. Așa îi dăm și nos. Nu știu dacă merge să-i pun nos, pentru că știu că sunt în PD. Ia să-i dăm slash nos. Aba, da, merge, perfect. E ora... 2 secunde. E ora 15:00, tocmai s-a dat payday, 848 de jucători, un număr destul de mare, chiar foarte mare pentru România la ora actuală, pentru că noi suntem în continuare serverul numărul 1 din aproape toate punctele de vedere, mai puțin partea de anticit. N-am cum să vă mint, n-am de ce să mănânc cacao pe clip, având în vedere că toată lumea știe că nu suntem cel mai top server când vine vorba de protecția împotriva cheaturilor, dar lucrăm la asta și am lucrat mereu și o să lucrăm în continuare, pentru că misiunea noastră, să zic așa, e să facem, să aducem serverul la un nivel aproape de perfecțiune, aș putea să-i spun, aproape de perfecțiune din perspectiva mea, pentru că n-ai cum să mulțumești niciodată pe toată lumea. Poate sunt foarte mulți ampiști cărora nu le place gameplay-ul, sau poate sunt foarte mulți ampiști care spun că nu le place gameplay-ul, dar nici măcar nu l-au încercat. De-aia, băieți, vă aștept să vedeți dacă vă acomodați aici și dacă vă place. Știu că am primit destul de multe mesaje în legătură că, bă, frate, știi că mi se părea de căcat serverul tău, dar m-am jucat puțin și, mamă, frate, ce fain e, ce nu știu ce, ce-mi place, nu se compară cu X, cu Y, cu Z. Pot, da, bro. În episodul de astăzi o să testăm puțin integritatea sampiștilor, pentru că vreau să facem manevra aia, să-mi dau set la un cont mic, să-mi setez o mașină și să rog pe cineva să-mi transfere mașina de pe un cont pe altul, să vedem dacă fuge cu mașina sau dacă rămâne. Și o să ne ajute mare fan Tepu, bro. Și o să ne ajute la transferarea bolidului de pe un cont pe altul. Perfect, o să-i dăm vrei, de fapt nu-i dăm vrei, eu dăm lui Bloodline. Și mergem noi în A2. De fapt și de drept ar trebui să dăm un reconnect ca să ne se schimbe ID-ul și pregătim și un A-cover repede. Ne-am scos toate tagurile de deasupra capului, nu mai sunt lege, nu mai sunt VIP, nu mai sunt reborn, nu mai sunt nimic. Așa că o să dăm noi repede slash Q și intrăm repede rău de tot pe server înapoi. Dăm connect. Perfect. Ne-am logat. Problema e că trebuia să ne dăm FPK 55800, ieșind din PD să nu fie absolut nicio problemă. Spawn 55, mouse, nu știu, de 68 de zile lider în PD. Spawn 55, aia zic, pregătim și una, nu, dă repede una, doi, pregătim una cover. Am luat crash, e ok, e regulă, bine măcar că ne-am dat FPK. Vreau să dau a cover, dar vreau să dau a cover cu numele unui membru. Ia să uităm la membrii noștri și știi, o să dau a cover cu ultimul membru sau cu primul. Bă, de fapt și de drept, din respect față de Crops, pentru că e primul membru și i-a dat rejoin la 6 luni de membru, o să-l iau pe el sau aș putea să-l iau pe Fabi R, pentru că e fratele meu. Nu. Și ce? La episodul de astăzi o să-l iau pe Crops, o să-mi pun a cover Crops sau ceva de genul, și la următorul episod o să-l iau pe fratele meu, pe Fabi R, pentru că e singurul membru la gen cel mai mare membru de pe canal și o să folosesc, și pe aia o să-l iau cu ultimul și pe aia o să iau random ca să am și eu așa un oarecare, de fapt să-mi arăt respectul pentru membrii mei. Chiar dacă sunt un puturos infect și nu mai postez, totuși mai am 19 membri și vă pupă fratele pe toți. Am mai vorbit cu voi pe Discord, pe Insta, pe astea, dar nu cred sau nu consider că pot să vă mulțumesc când de ajuns că sunteți membri și de aia apelez la chestii de genul ăsta. Bun, trebuie repede, băgăm repede pinul, îi dăm repede una, doi, sper să nu luăm iar crash și dăm a cover crops. Crop dolar. Aia zic, boys. Și acum o să ne dăm set răduc level 5 ca să putem da 3, deci levelul avem. Skin-ul nu ne ajută atât de mult, dar o să ne dăm un spawn 701. Nu, nici asta nu ne ajută. Cred că mergem în clothing. Nu, hai să dăm puțin skin, să vedem dacă avem un skin care ne încălzește din vreun punct de vedere. Așa, ia să dăm noi. Avem doar o pagină pentru că nu mai avem reborn. Și o să dau select skin și o să ne luăm skin-ul ăsta basic. Ochelarii nu ne ajută.
Pentru că sunt modificate skin-urile și nu au o poziție foarte corectă pe acest modpack. Bun, deci skin-ul avem, level-ul nu-l avem, set reduc level 5, aia zic, ia, avem level 5, perfect. Și acum ce ar trebui să vedem? Să vedem dacă avem vreun bolid, da? Hai să vedem ce bolid să alegem, să nu pară nici foarte OP. Luminfernusul ăsta basic, hai să vedem ce zice info ăsta. O să-i dăm noi spawn și pe aia dăm get la noi, dar o să-i dăm get cu comandă de admin pentru că nu e V plus. Sau știi ce? O să-l upgradez la V plus ca să fie treaba treabă, ca să nu fie chiar basic, să fie așa puțin OP. O să-i dăm noi upgrade to VIP vehicle, aia zic, da, 300 de PP-uri. Și să-i dăm și upgrade to V plus și acum îi dăm noi get la noi ca să stăm noi liniștiți, teleport vehicle, perfect. Și punem și un VIP name, are deja crops, perfect. Am pornit bolid 85 de zile, kilometri 0. Hai să ne plimbăm puțin cu bolidul ca să nu aibă chiar 0 km când o să dăm trade. Să nu bată la ochi. Colors 1-1, nu-mi place așa. Și ce o să dau? Car color 205-1. Asta mi se pare combinația bombă de tot. Car color 200, nu, car color 1-205. Da, dar nu e mod pe de la să mi se vadă ambele culori. Îl lăsăm așa. Chiar o să lăsăm așa, VIP nu-i ăsta, Rainbow nu-i punem nimic altceva. Levelul avem, numele l-avem. Kilometri facem acum la bolid. O să mergem prin LV, probabil în zona joburilor, ca să vedem dacă găsim pe cineva integru. Hai să vedem cum m-ar putea depista cineva. Am uitat să-mi setez numărul de telefon set. Reduc phone, o să ne punem un număr din 3, 4, 5, 6. Nu, o să se prindă. Aia zic, ne-a setat și numărul de telefon. Bomba acum. Bă, niște neoane mergeau pe bolidul ăsta, dar avem noi timp să facem altă dată cu neoane cu tot ce trebuie. Ia uite gaburii, să izghim puțin. Bun. Mamă, cei la intersecție. Au fost zile trecute ceva proteste că vor să scadă prețul la PP-uri, gen prețul de vânzare în dolarei. Hai, poate mi-ai permisul că am mers pe contrasens. Ce avem aici? Paramedici, instructori, taximetriști, taxiști de ăștia cordiți, Bloodline, nu știu ce. Bă, Bloodline era băiatul care a venit mai devreme. Ai de 170, fiți atent. Level 70. No, nu o să-mi dați apă la levelul ăsta. Sunt live pe canalul Andrei RPG. Vă aștept pe toți cu like și subscribe. Să căutăm noi Andrei RPG, să intrăm, să dăm un subscribe la el. Să vedem și reacția pe care o să aibă. Andrei RPG, Samp, Beefwood. Nu l-am găsit? Asta ar trebui să fie, dar nu mi-apare live-ul. Apa, da, uite-l. Hai să-l salutăm și noi aici, dacă tot a zis. Salut, mare respect, sampist, adevăr. O să-i dăm și un like, o să vă rog și pe voi să dați un like, pentru că noi susținem sampiștii care fac live-uri sau care joacă pe Bicud în general. Uite ce spamează, dracu, și pe clan, și pe peste tot, pe toate chat-urile posibile, și pe walkie-talkie. Goal VIP account 5 miliarde. Salut, Radu. Ce faci, Reduc? A? Am înțeles, bun. Băiatul pare destul de emoționat, nu e încântat deloc de fapt și de drept că spamează în continuare, el doar are pe la banană, nu e problemă. I-am lăsat un like și hai să vedem, băieți, dacă AndreiOf711, lăsăm puțin, ID 711, level 38. Vreau să văd dacă o să ne ajute, dar vreau să treacă puțin timp ca să nu se prindă că sunt eu pe live. De fapt și de drept trebuia să intru prima oară pe live-ul lui să-l văd, să fac manevra și după aia să intru, să-i scriu pe chat. Așteptăm să treacă o perioadă și după aia mergem la el să-l căutăm să vedem dacă ne ajută. Și asta-s băieți că deja am oferte, am venit puțin la CNN și deja dăm F, PT, n-ai încredere, EV plus. Să văd detalii. Eduard VIP plus kilometri și zile resetate. Da, și 1 ori hidden. El vrea F, ei, el vrea F să-mi fure bolidul. Stai așa că eu vreau să dau F să văd dacă apare că e mașina lui Răduc sau mașina lui Crops. Pare că e owned by Răduc. Bă, nu e ok, nu o să-i las F pe băieți, preț. Oferă, frate. Bă, niciodată n-am suportat în viața vieților mele de sampist cordit. Când voiam să cumpăr ceva, să mă duc la cineva, să-i zic detalii, să-mi zică detalii despre bolid. Marfa ta, stai aici. Să-mi zică detalii despre bolid, să-l întreb cât și el să-mi zică oferă. Bă, mereu am făcut și eu asta
Dar niciodată n-am suportat-o. Oferă. Păi dacă e bolidul tău, spune dracu cât vrei, 10 milioane, 10 miliarde, 10 draci-laci. Bă, deci efectiv niciodată. Zi, bă, frate, cât dai? Habar n-am cât e prețul la un inferos de genul ăsta cu kilometri și zile resetate, gen, zi-mi preț 4KHK. Habar n-am dacă e mult sau puțin, habar n-am ce și cum. Vreau să văd ce părere are, după o să ne uităm puțin pe live-ul băiatului, pentru că mai devreme era BRB și efectiv era plecat de la PC. Bă, haideți că văd că băiatul a revenit. Pa! Pa! Mergem repede la bancă, mergem în zona aia. Și vreau să văd, vrei două, du-te bă cu 2 miliarde ale tale de aici, cred că 2 miliarde e un infern în stoc. Îi dăm repede pedală. Băi, asta stați puțin, zi-mi te rog că n-apare în admins. Răduc admin on, a cover, a, perfect, mi-apare că sunt Răduc admin on. Bă, dar nu e bine că dacă o să dea ID, sper să nu mă prindă. În fine, hai să mergem repede la bancă, să dăm de băiat. Și după aia o să vedem noi dacă ne iese schema sau nu. Bă, cum ar fi să-mi dea mare țeapă pe live? Nu cred. În fine, îi dăm pedală și vedem noi ce o să se întâmple acolo. Nu știu el unde e, pentru că nu m-am mai uitat pe live. Andrei, uite-l, 711. Intrăm în bancă. Vreau să pară că n-avem treabă, vreau să nu pară că gen a venit instant. Așa, bun. Levelul mi-a rămas, sunt pe live pe canalul RPG. Re. A, s-a pus AFK, el acum se pune AFK, mă, frate. Exact când am și eu nevoie. Erent. Ia să vedem dacă vorbește Andrei Off, să vedem dacă vorbește Andrei RPG cu abonații. YouTuber arogant dă țeapă pe live. Sau un YouTuber mi-a dat țeapă, așa o să pun titlul, deși nu cred că o să dea țeapă, mai ales că e live, culme ar fi. Zi, frate, e de la Rent. Bă, ești YouTuber? Aroganți, bă, YouTuberi ăștia, nu te bagă în seamă, nu te ajută, nu nimic. Zi, bă, fac doar live pe... Aaaa, am înțeles. Bă, înseamnă că mă ajuți și pe mine cu ceva? Hai, bă, frate, se pune AFK, bă, prea important YouTuberii ăștia să mor eu. Vezi, tu să vorbești cu ei, să alea și nu, te ignoră, nu te... De fapt, te ignoră, nu te bagă în seamă. A și plecat, doare pe el la banană de mine, mă, frate, când i-am zis de ajutor de asta, dar o să insist puțin. Hai să ne rugăm vinzi, nu-l dau bossule, că e șmecher ăsta, e lui Rădoco. Păi nu știu ce facem, mă, băiețașul ăsta, ori are lag, ori n-are net, ori pică net, ori pică case, pică curentul, n-are niciun stres. SS26608, salut! Bă, frate, am nevoie puțin de tine. N-are, mă, ia reply, dăgă. N-am iPhone, băieți. User Lost a donat 2 euro pentru 100 de puncte premium. Oh, mulțumim, User Lost, punct. Dacă te uiți la video, much appreciate, bro. Oprește-te puțin și dă G, te rog. Dar nu știu unde e, nu știu unde s-a dus. Pot să mă uit pe live, dar văd că nu prea are băieța și treabă. Ăsta e? Unde ești? A intersecție. Hai să deblocăm bolidul. Sper să nu dea F, să vadă că ea lui Răduc. Dă tu G. Hai că vine el. Așa. Dă G la bolid. Zi, te rog, că nu mi-l fură, să vadă că ea lui Răduc. Așa. Bă, frate, te respect cu tot ce faci. Hai să pune și eu inimioară. Inimioară, am zis. Inimioară. Bă, e arogant. A, mersi, nu e arogant. Auzi, am încredere în tine. Bă, nu știu ce se întâmplă cu netul lui, că văd că tot iese. Are probleme cu netul, probabil, că văd că e și live și mai pică live-ul din când în când. Mă ajuți să-mi transfer ăsta pe contul mare de LV17 crops. Punct. Ok, mulțumesc. O să dau subscribe și like.
Bă, frate, n-am efectiv ce să fac cu el, bă, este tot pune a feca. Coboară. Care e canalul tău de IT? Andrei RPG, bun. Dacă fugi cu ea, o să fac post. Trade 711. Hai să-i dăm trade, să-i dăm bolidul, să vedem. Chiar sunt cu... Bă, cum ar fi? Dar nu cred așa ceva. Pare prea sigur pe el și prea safe așa băiatul. Îi dăm vehicle și punem bolidul ăsta. Îi dăm pregătit. Nu-ți dau țeapă. O să dăm și un slash Q oricum și o să intrăm de pe Alcon și dăm macavra de pe ăla. Te aștept aici, da? Da, te rog. Mă duc să-ți dau și subscribe. Hai să dăm slash Q. Bă, sunt curios, o să mă uit pe live în orice caz. Dăm slash Q și intrăm din nou. Dăm și drumul puțin la live să vedem ce face. Băiatul rămâne aici momentan. Chiar stă aici? Pe bune că stă aici. Sau? Slash Q? Păi câte se tot pune a feca, cred că citește chat-ul sau nu știu ce. Crops. Bun. Și dăm set reduc level 17. Set reduc phone. Punem un alt număr de telefon. Perfect. Skins. Hai să ne dăm select skin, să ne punem din nou skinul ăsta. Aia zic. Deci skin avem, număr avem, level avem, ar trebui. Hai să dăm gotul V. În orice caz. Level avem, nume avem, tot avem, spawn car 510. Ne teleportăm acolo aproape de el ca să nu pedalăm ca debilii. Aia zic, așa. Și alt ID avem, tot ce trebuie. Hai să mai verificăm încă o dată pe live și facem trade-ul cu băiatul. Bă, că momentan e AFK? A, nu, tot aici e. E în regulă, ne așteaptă. Bă, momentan pare super ok. Am ajuns... Pleacă cu ea? Nu, nu, nu. Nu e mă țepar. Gata. Trade 711. Ne dă bolidul înapoi. Uite, accept. Trade 711. Bă, au mă youtuber integritate. Nu sunt toți țepari și mincinoși ca Radu Aqua. Ia info-ul pe care l-a pus. A dat inferno, sodometer, așa, kilometri, nu știu ce. Other V plus. Aia zic, perfect. Dă-i pregătit, gata, bro. Bă, mersi frumos. Ești un om de nota 10. Bă, la nivelul la care e el, gen, putea să dea țeapă lejer, putea să șteargă live-ul și chestii de genul ăsta. Da, e un om cu integritate așa și mulțumesc. Pa, pa, pup. Și acum dăm noi slash, băgăm joc în bară ca să fie treaba bună. Pregătim noi linkul de donație a lui și facem noi o donație așa, o PayPal, perfect. Facem o donație la băiat, punem numele Radoaco și îi dăm, nu-i punem numele Răduc sau Crops. Mulțumesc că m-ai ajutat, tă pupă Crops. Aia zic, Crops sau Crops, nu mai știu cum am pus numele, Crops cred. Bun, îi plătim și taxe, îi dăm pe PayPal și revenim. Bă, decât să faceți spam așa pe toate chaturile, mai bine ați face ceva interesant pe live, astfel încât să-i adunați pe băieți. A primit notificare de la PayPal, cred? Ia, să vedem, ia să vedem. Ia, mulțumesc. Ia, ce zice? Bărduc. Bă, frate. Îmi cumpără duc, bă. A intrat pe PayPal să verifice, dar are încredere în mine. Băi, eu YouTuber îți par Duc, din îți toată mulțumesc, ecuația. frate. Cu Manei, îmi plăcere, poți da bro. PP-uri de 10 euro ăștia care mi-ai dat acum? Ți-am dat deja. Ține-i și pe aia și ți dau și PP-uri. Hai mă să-i dă și niște PP-uri la băiat. Dacă vrea băiatul PP-uri, nu-i dă fratele lui.
A fost băiat cu bun simț. Nu prea m-a băgat pe mine la început în seama și aolea ca arogant. Dar îi dăm până la urmă, hai să-i dăm play aici. Bă, să dați și voi un like și un subscribe la băiat, că mi s-a părut destul de Caterinca Andrei. Andrei parcă vive pe P711500 Resmect. Bun, cam atât cu acest episod, băieții. Sper că v-a plăcut. Vreau să-i văd și reacția atunci când vede PP-urile. Mane, da, de 10 euro PP, ok, frate. I-am dat deja, i-am lăsat și bani, i-am dat și PP-uri. Vrea să-și ia VIP account, cred. Dă-te un colore. Bun. Vă pupă, fratele. Nu uitați să vă abonați, pentru că avem 180.000 de abonați de aproximativ 7-8 luni. Și parcă ar merge așa un 181.000. Mai avem nevoie de vreo 50-60 de abonați. Mulți dintre voi, de fapt vreo jumătate dintre voi, cei care vă uitați la acest canal mirobolant, nu sunteți abonați, așa că aș aprecia dacă ați face-o. Dați-mi follow pe Insta, vă pupă, fratele. Bicut pe viață. Re.